One Star Security și-a propus de la bun început să fie o companie responsabilă, în primul rând față de clienții noștri, agenți economici, clienți rezidențiali, dar și față de mediul înconjurător. În acest sens, ne-am înnoit parcul auto cu 20 de vehicule hibrid, 20 de vehicule ecologice, 20 de vehicule nepoluante, care vor satisface serviciul de intervenție în oraș, în cele mai bune condiții de eficiență, repet, atât față de clienți, cât și față de mediul conjurător. Și în acest sens, prin evenimentul la care suntem prezenți, lansăm un apel către ceilalți agenți economici din Constanța, ca atunci când își renoiesc parcurile auto, să urmeze acest exemplu și, de ce nu, să ia vehicule electrice, vehicule hibrid, și în felul acesta să avem un oraș mai curat. Toyota pune mare accent pe mașinile ecologice, pe mașini hibrid. În momentul de față, peste 50% din mașinile vândute de Toyota Constanța sunt mașini hibrid. Mașinile hibrid vin cu câteva beneficii față de mașinile obișnuite. Avem consumuri reduse, costuri de mentenanță reduse, dispar foarte multe componente pe care le regăsim pe mașinile obișnuite, cum ar fi ambreiaj, electromotor, alternator. Mașinile hibrid vin în ajutorul utilizatorului, vin însoțite de cutie automată și aduc alte beneficii, cum ar fi impozit redus. Pe Constanța este redus cu 95% impozitul în momentul de față. Spre exemplu, la un Yaris hibrid impozitul este de doar 5 lei anual, în timp ce la mașinile mai mari apar reduceri semnificative. Spre exemplu, la un RAV hibrid, în loc de 900 de lei cât e impozitul anual, se plătește undeva la 50 de lei. Sunt niște costuri care în timp aduc beneficii majore. La fel, plăcuțele de frână și discurile se schimbă mult mai rar, cam de două ori mai rar față de o mașină obișnuită. Și iar lista poate continua cu aceste beneficii. Invităm toți consumatorii să vină la showroom să încerce mașinile, să facă un drive test și să se convingă de aceste beneficii. Compania One Star Security împreună cu Toyota Constanța dau astăzi startul unei campanii de conștientizare a oamenilor de afaceri, agenților economici privați din orașul și județul Constanța, cu privire la necesitatea înțelegerii, responsabilizării în privința mediului ecologic în Constanța. Practic, prin exemplul propriu, iată, avem un prim parc auto dotat începând de astăzi cu 20 de mașini ecologice, mașini inteligente, mașini hibrid. Ne gândim, iată, la curățenia orașului și la mediul, da, din mediul înconjurător în orașul Constanța și credem că prin exemplul acestei companii, One Star Security, împreună cu Toyota, repet, putem să lansăm de fapt un model astfel încât mai mulți agenți economici din Constanța să se gândească, începând de acum, atunci când își înnoiesc parcul auto, la mașini inteligente, mașini ecologice, mașini hibrid. Din septembrie lansăm un nou serviciu. Se cheamă Security Car. Prin acest serviciu dorim să oferim părinților în general siguranța transportului copiilor către școală și de la școală către casă. Vor fi mașini noi, fiecare mașină va fi condusă de către un agent de securitate și îl duce și îl aduce de la școală, da.